Taxa clawback pe care industria de medicamente generice o va plăti pentru primul trimestru al acestui an va crește cu 20% față de ultimele 3 luni din 2011, avertizează producătorii care cer modificări urgente ale cadrului legislativ în domeniu. În absența unor măsuri reparatorii urgente, tot mai multe companii vor fi în imposibilitatea de a achita această taxă care deja acoperă 25% din cifra de afaceri cumulată la nivelul membrilor Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România. Pacienții fiind privați astfel de dreptul lor firesc la tratamente accesibile. Taxelor și costurilor induse de legislație de până la 55% din cifra de afaceri li se adaugă costurile suplimentare care derivă din înghețarea arbitrară a cursului de schimb, la care se face referențierea prețurilor la medicamente la un nivel de 4,25 de lei pentru un euro. Se mai arată într-un comunicat remis Mediafax luni de Dragoș Damian, președinte al Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România.